Bine v-am găsit, dragii mei! Înainte de a vă prezenta rețeta din seara asta, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat la canalul meu, tuturor care mă urmăriți și îmi dați like-uri, tuturor care îmi lăsați comentarii foarte, foarte frumoase. În seara asta, fiind început de sfârșit de săptămână, fiind weekendul, m-am gândit să vă arăt o rețetă foarte veche de budincă cu prune. Pentru rețetă avem nevoie de jumătate de kilogram de prune, 2 ouă, 1 kilogram de lapte, puțin unt. Eu am ales coaja de la o portocală, însă puteți folosi și lămâia, un praf de copt, 100 de grame de zahăr, 2 linguri de amidon de porumb, puțină nucă și, bineînțeles, griș. Pentru început, voi pune zahărul la topit cu laptele. Voi lăsa să dea un clocot, între timp el se va topi. Bineînțeles că voi mesteca în continuare în el pentru a topi. Nu trebuie să clocotească, trebuie doar să topim zahărul. Este o rețetă foarte, foarte veche, de pe vremurile copilăriei. Sunt sigură că foarte mulți dintre voi o știu, însă poate că au uitat-o. Mie mi-a, deși sunt diabetică, nu am acces la zahăr, voi gusta și eu un pic, fac pentru familia mea. Așadar, punem 500 de grame de griș într-un vas. Vom adăuga și praful de copt, pe care îl vom stinge cu foarte puțin oțet pentru a-i accelera activitatea în coacere. Circa o lingură de oțet, nu mai mult. Mai verificăm laptele. Adăugăm și ouăle. Un praf de sare. Doar pentru gust. Și vom adăuga și amidonul de porumb, 2 linguri. Este foarte simplu și foarte, foarte ușor de făcut. Nu necesită prea multă muncă, chiar deloc. Și voi veni cu foarte puțin unt, circa 50 de grame. Punem tot peste griș, iar acum verificăm, verificăm laptele, după care îl adăugăm treptat, în timp ce mestecăm. Eu am o problemă la mână, nu mă pot ajuta foarte bine.
Mestecăm foarte bine. Trebuie să ne asigurăm să nu aibă cocoloașe. Adăugăm și esența de lămâie, coaja de lămâie, mă scuzați. Așadar, am bătut bine grișul cu laptele, cu coaja de portocală, două ouă, praful de copt și fiind foarte moale, trebuie să adăugăm o lingură de făină, nu mai mult. Așa trebuie să arate consistența. El, cât va sta în cuptor, se va lega foarte bine și va deveni o budincă foarte, foarte gustoasă. După ce am uns tava, adaug conținutul. Și voi veni cu câțiva meji de nucă. Îl voi pune aleatoriu. Este o prăjitură foarte, foarte delicioasă și foarte gustoasă. Acum voi veni cu jumătăți de prună. Este cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă, veți vedea. Încercați și voi care nu o știți, iar care o știți nu trebuie să vă mai descriu eu. Foarte multă lume nu mai gătește cum se gătea odinioară, însă cu astea am crescut. Dacă nu aveți prune, puteți pune, bineînțeles, măr, piersică, care aveți cireșe, căpșuni. Se poate face în foarte, foarte multe feluri, cu o gamă foarte variată de fructe. Și bineînțeles, dacă nu aveți nuci, folosiți fistic sau alune. Așadar, cuptor preîncălzit la 180, o voi lăsa la cuptor încălzit circa 40 de minute la 180. Dragii mei, după 35 de minute așa arată, este foarte bine coaptă. Uitați cât de frumos s-a copt și prunele. Pentru decor, fiecare alegeți ce vreți. Eu astăzi voi folosi puțină nucă de cocos pe care o voi pune peste. Și puțină ciocolată neagră. Ciocolată amară pentru a avea contrast de gust. Înainte nu se decora, nu se tăia și se mânca, așa erau timpurile. Acum venim cu puțină ciocolată amară. Va fi dulce,
acrișor de la prune, amară de la ciocolată, arome de la coaja de portocală, va fi un deliciu. Nu mă pot ajuta foarte bine cu mâna. Mă scuzați pentru greșelile verbale care le am în videoclip, pentru că nu mă simt foarte bine. Uitați cât de bine e coaptă. Arată foarte bine și foarte, foarte delicioasă. Eu cam atât am avut de spus. Ne auzim la un nou videoclip. Vă doresc o seară binecuvântată. Ne auzim la un nou videoclip.